Bugetarii vor avea în sporuri, atenție, în sporuri, un voucher de vacanță și două norme de hrană, absolut toți bugetarii, dar asta nu ridică probleme pentru că se reduce nivelul de sporuri, adică vor fi 30% pe ordonator de credite. Ce ne asigurăm noi cu această ocazie este că absolut toată lumea va avea o distribuție corectă a sporurilor. Nu se mai întâmplă ca până acum, când unii, doar pentru că erau șefii, luau niște sporuri foarte mari față de restul angajaților. Fiind obligatoriu ca fiecare bugetar să aibă normă de hrană și să aibă acest voucher de vacanță, atunci în nivelul sporurilor trebuie să fie prinsă pentru toată lumea. Noi considerăm că este o variantă mai corectă și că în niciun caz nu va fi mai mult decât este prognozat.